Bun găsit la Vocea Filmelor! Da, e un anunț în plus, așa o să apară peste rând, știți cum se zice, nu? Nu intrați peste rând! Pentru că, până la urmă, s-au ales și s-au fixat zilele și locul mai ales unde o să se petreacă un festival. Primul de anul ăsta din București, Film Icon se cheamă sau Film Icon, depinde cum vrei să-l citești, pentru că este chiar și prima ediție, între 18 și 25 ianuarie 2024, că de pe 26 intră familiar, nu? De ziua neanicul, nețăr. Bun, revenim, o să vedem și pe acela la timpul potrivit. Dar vreau neapărat să nu ratați ocazia și să vă spun așa, că începe pe data de 18, cum vă spuneam, la ora 20.30. Este filmul, singur film care începe la 20.30 și toate celelalte încep la 18.30. La 20.30, zile perfecte, un Wim Wenders absolut extraordinar și invitat este părintele Francis Doboș, așa încât veți putea uh, asculta și un alt punct de vedere, la fiecare dintre toate cele care au fost alese pentru acest film ai, că Ne-am prins, nu? Că vine și de la icoană, categoric. Și de la un început, să sperăm, bun de ani, așa, cu gândul că avem măcar un înger ocrotitor care există în toate religiile de pe pământ, nu-i așa? Um... E un festival organizat de cei de la Signis, care știți că între altele se ocupă și de jurile ecumenice, care uh, stabilesc câștigătorii de la marile festivaluri ale lumii și sperăm că într-o bună zi și la tif, să fie un juriu ecumenic. Uh, mărturisesc că la CAN a fost o experiență formidabilă. Mai departe pe data de 19 de la 18.30, dacă ați ratat Libertate sau dacă vreți să o revedeți, pentru că va fi de față și Tudor Giurgiu, regizorul și o să încercăm să avem o conversație, dar vă invităm și pe dumneavoastră să puneți întrebări. Libertate știm este despre Revoluție, despre Revoluția de la Sibiu despre care știam cu toții mai puțin și trebuie să vă spun că la fiecare vizionare mai descoper câte un detaliu și mai și amintesc despre zilele din 89, petrecute la televiziunea română, aici. Oricum, să știți că în ianuarie 1990, încă tancurile erau în curtea televiziunii, așa încât suntem tot într-o perioadă foarte apropiată Revoluției. Apoi, pe data de 20, de la 18:30, un film al lui Ken Loach, un film care o să vă placă fără îndoială, o să fie prezentat de părintele Iulian Budău și se cheamă La stejarul bătrân. E de fapt o cafenea sau un bar, așa, un bar englezesc cu irlandez și cum ne place întotdeauna să ne gândim că funcționează. Ken Loach știți că a fost cândva în România, a fost chiar la Anonimul și filmele lui, chiar dacă la un moment dat promitea că nu o să mai facă după ce a luat de două ori Pandoru, merge și probabil că se oprește la cei mai mulți pe care de obicei îi ignorăm și este un film despre alt fel de refugiați și cred că e foarte duios și poate o să ne facă mai buni. O să ai învățăm să fim generoși anul acesta. Apoi, pe 21 ianuarie, adică duminică, de data aceasta va fi la ora 20 și va fi un cineconcert cu o muzică live cu un uh, organist, Alexandră Cătău, uh, se va întâmpla la Catedrala Sfântului Iosif și ce film? Avem Patimile Ioanei Dac, a lui Carl Theodor Drei, care a uh, filmat toată povestea și a rămas în istoria cinematografului de acum 95 de ani. Deci aveți o șansă de a vedea un film uh, cu adevărat rar, acompaniat de orgă, așa cum se întâmpla pe vremuri, când nu era pian, era o orgă. Uh, pentru filmele mute și invitat profesor doctor Mihaela Voicu. Toate vor fi, cum spuneam, uh, însoțite de uh, comentarii și mai ales uh, de curiozitățile dumneavoastră. Apoi, luni 22 ianuarie, de la 18:30 un film care a rulat la un moment dat pe marile ecrane, dar cu siguranță că o să vă bucurați să îl revedeți. Este un film care se numește așa, Dumnezeu există și numele lui este Petrunia. Um, invitat conferențiar dr. Gabriela Biebea Nicolae și um, în afară de doamna Blebea uh, m-aș bucura să fie într-adevăr niște discuții, pentru că de data aceasta e chiar Biserica Ortodoxă Totală, care ne privește, chiar dacă e după ritu vechi, și cu aruncatul crucii în apă de bobotează. Știi, anul ăsta n-a fost o apă cu ghețuri și nici când s-a făcut filmul nu era așa, doar că nimeni nu s-a gândit că după cruce poate sări și o femeie și eventual s o și prindă. De urmărit și de reflectat. Pe 23 ianuarie, Totem, un film din America de Sud, care a fost extrem de iubit de cei care l-au văzut și pe care cred că o să-l descoperiți tot așa. De fapt, în sine, tot film Icon este o călătorie pe mai multe continente și poate mai degrabă o călătorie așa însoțită de niște aripi ocrotitoare. Pe 24, unul dintre filmele mele preferate, Capernaum, un film al unei regizoare, Nadine Labaki, ca de altfel și totemul este tot al unei regizoare, Lila Aviles, și Dumnezeu există, numele lui este Petrunia, din nouă regizoare, Teona Strugar Mitevska. Um, și la Capernaum o să descoperiți un copil extraordinar, care acest film i-a schimbat total destinul. Uh, și um, la comentarii va veni o jurnalistă care stă de mulți ani în România, care ne cunoaște bine, Alison Müller, și despre care uh, poate că știam mai puțin în privința relației sale cu doamne-doamne. Ia, pe 25 ianuarie 18.30, Cinema Union. Să știți că la Cinema Union sunt uh, următoarele filme. Dumnezeu există, numele lui este Petrunia, Totemul e la Cinema Union, Capernaum este la Cinema Union și încheierea este tot la Cinema Union cu fratelui meu din exil, un film minunat pe care îl va comenta părintele Francis Cungureanul de la Signis, România, de altfel, un film semnat de Anca Berlogea Boariu, un film pe care nu l-am văzut niciodată pe ecran mare. A fost dat cândva la televizor, dar e cu totul altceva: să trăiești împreună cu toți ceilalți o emoție colosală pentru Monseniorul Ghica. Și, așa cum vă spuneam, în noaptea de Crăciun, Chiar în noaptea de Crăciun, la slujbă, ni s-a amintit că se împineau 150 de ani de când s-a născut monseniorul ghica. O să aflați lucruri extraordinare și, mai ales că întotdeauna spunem că am vrea să căutăm modele, măcar pentru o parte dintre faptele lor am să mă întorc la Libertate, deci care va fi tot la Cinema Union, ca și filmul lui Ken Loach. Deci doar deschiderea cu zile perfecte de la ora 20 din data de 18 o să fie la Elvir Popesco. Prin urmare, vă invit cu drag să le vedeți pe toate și să începem așa anul cu o și mai mare speranță pentru că cinemaul întotdeauna ne ajută și uh, cu un gând pentru că în spatele acestui festival uh, stă un om minunat care anul acesta știu am spus de multe ori minunat, dar ea chiar e o minune, e mai mult decât minunat. Anul acesta începe și filmează un scurt metraj și un lungmetraj se ocupă și de un canal de televiziune care se cheamă Angelus și care preia de multe ori slujbe religioase. O cheamă Adriana Răcășan și cred că iubește atât de mult filmul și oamenii încât poate de aceea s-a străduit de nici nu s-au terminat bine sărbătorile și s-a și organizat formidabil. A fost cu ajutor.